Un implant mamar dăunează alăptării? Un implant mamar nu dăunează alăptării. Așa. Pentru un că... implant mamar poate dăuna alăptării. Mai am una. Să nu râdeți. Nu râd? Să nu râdeți. Așa. Pocnesc implanturile mamare în avion? Cam auzit-o și pe asta. Nu aruncați cu nimic. Nu, că nu mă deranjează. Nu știu cum să vă răspund. Ca să fie, ca să fie și un răspuns credibil și să fie și folositor. În chirurgia estetică, în momentul când vii, bună ziua, ce doriți? Și tu începi să spui ce dorești ca la magazin. Da. Eu așa spun, câteodată așa ni se prezintă. Păi știți, vreau să-mi faceți sânii, așa. Vreau să-mi faceți nu știu cum, îmi desenează, mi-arată poze, mi-arată alte cazuri. Undeva există mentalitatea de client, undeva există mentalitatea că eu dacă am niște bani pot să cumpăr ce-mi doresc eu. Ori chirurgia estetică, asta e ideea, este tot chirurgie. Este chirurgie care se supune principiilor chirurgicale. Ce înseamnă principii chirurgicale? Statistică. Da. Nimic nu este măsurabil perfect pe corpul uman sau repetitibil identic la 10 paciente. Același chirurg poate să facă identic același rezultat care a plăcut celorlalte 9 când au văzut-o pe prima. Uh-huh. Nu? Uh-huh. Și atunci toate aceste lucruri sunt mai tensionate, mai interesante într-o consultație de chirurgie estetică decât atunci când faci partea cealaltă pe care eu am făcut-o. Bună ziua, domnul doctor Ovidiu Grecu. Să rămâne, bine v-am găsit. Bine ați venit. Avem atâtea întrebări că o să văd exact cum le structurez, da, ca să aflu toate răspunsurile. Dacă le știu. Le știți sigur. Să vedem. Vorbim astăzi despre chirurgia estetică, da, și despre beneficiile ei, responsabilitățile ei și până la urmă frumusețea ei la final. Cred că despre asta este vorba, ca la final să ne simțim bine cu ceea ce am ales. Să ne simțim bine, să fim fericiți în pielea noastră. Exact. M-am să profit de ocazie și am să spun în două vorbe ce înseamnă chirurgia estetică. Vă rog. În primul rând, cel care practică chirurgia estetică are ca specialitate chirurgicală o ramură numită chirurgie plastică, microchirurgie și arsuri. Și arsuri. Și arsurile sunt ale chirurgului plastician. Okay. Noi avem în București un spital special de arsuri, se numește Spitalul de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri. Și de aici, pentru că noi lucrăm cu părțile vizibile exterioare, s-a desprins o subspecialitate pe care o denumim chirurgie estetică. Deci, basic, cel care spune că este medic estetician, în principiu eu înțeleg că este un chirurg specializat, da, în chirurgie plastică reparatorie, cu rezidențiat, cu examene și așa mai departe, care practică această subramură numită chirurgie estetică și care are principii asemănătoare, dar este un pic totuși diferită și din punct de vedere psihologic și are relația cu pacientul sau ce este omul care intră în cabină de chirurgie estetică, este pacient, este client. Am înțeles, da. Are dorințe personale, nu este bolnav, nu-l doare eventual și atunci lucrurile de aici se pot dezvolta într-o altă direcție. Mm-hmm. Și asta este chirurgia estetică. Deci e o diferență, pentru că sunt convinsă că se confundă în continuare estetica cu plasticianul. Da, este după părerea mea o diferență, există o confuzie, nu știu dacă este atât de importantă, dar cel puțin pentru cel care o practică. Pentru mine, care am practicat și chirurgia plastică a spitalului, să spunem, a oamenilor cu afecțiuni, traumatizați, arși și așa mai departe, și ce practic de mulți ani latura aceasta chirurgie estetică, ușor, ușor, conform principiului, pe toate nu poți să le faci bine. Da, corect. Există, după vremea mea, această ramură care ar trebui considerată o subspecialitate a chirurgiei plastice, chirurgia estetică, pentru că are, într-adevăr, și componente diferite de modul de a lucra cu un pacient care n-are încotro și vine la tine. Trebuie să explicăm diferența asta, pentru că contează foarte mult la cine te duci în funcție de ce situație ai. Exact cum ați spus, ce ești, pacient sau client. Da, și aici putem să discutăm la cine te duci. Când ai o problemă de sănătate, bruscă te duci în urgență. Când ai o problemă cronică, îți cauți clinica, doctorul în care ai auzit și ai încredere. Când la chirurgie estetică, fiind operații, cum le spunem noi, la rece, la cerere, ai timp să studiezi internetul, prietene, care s-au operat, unde ai auzit. Corect. Și fiecare are dreptul să-și aleagă locul unde se simte
confident, unde se simte că îi se va întâmpla ce își dorește el. Partea delicată, interesantă în chirurgia estetică este că atunci când veniți la un chirurg estetician, dumneavoastră veniți cu dorințe. Da. Sau dacă vreți să fiu un pic mai... veniți cu pretenții. Cu pretenții, da? Așa este. Foarte bine ați spus. Pretențiile le are și eu pacientul care are o suferință, să se facă bine. Uh-huh. Cum? Și nu are eventual multe păreri despre cum trebuie făcut să se facă bine. El își pune încrederea în mâinile doctorului și echipei care a ales-o sau în care a ajuns fără să dorească, da? Și apoi sperăm ca lucrurile să se desfășoare cât mai bine. În chirurgia estetică, în momentul când vii, bună ziua, ce doriți? Și tu începi să spui ce dorești ca la magazin. Da. Eu așa spun, câteodată așa ni se prezintă. Păi știți, vreau să-mi faceți sânii, așa. Vreau să-mi faceți nu știu cum, îmi desenează, mi-arată poze, mi-arată alte cazuri. Undeva există mentalitatea de client, undeva există mentalitatea că eu dacă am niște bani pot să cumpăr ce-mi doresc eu. Ori chirurgia estetică, asta e ideea, este tot chirurgie. Este chirurgie care se supune principiilor chirurgicale. Ce înseamnă principii chirurgicale? Statistică. Nimic nu este măsurabil perfect pe corpul uman sau repetitibil identic la 10 paciente. Același chirurg poate să facă identic același rezultat care a plăcut celorlalte 9 când au văzut-o pe prima. Nu? Uh-huh. Și atunci toate aceste lucruri sunt mai tensionate, mai interesante într-o consultație de chirurgie estetică decât atunci când faci partea cealaltă pe care eu am făcut-o. Da, deci da, le da. Pot compara și pot să-mi dau seama unde ajungem. Haideți să o luăm pe rând. Să luăm categoriile, le-ați spus foarte bine. Sunt cei care vin cu pretenții, sunt pentru că au dorințe. Firești. Că de-aia vii la chirurg estetician. Pentru că au dorințele și sunt cei care vin pentru că trebuie, pentru că au o suferință. Da. Haideți să începem cu pretențiile. Păi, pretențiile sau dorințele sunt firești în chirurgia estetică pentru că așa a fost ea promovată. Da. De când a apărut și s-a dezvoltat cam după anii 1990, mai ales în România, dar în ultimii ani s-a dezvoltat puternic, nu atât ca noutăți concrete, cât ca transmiterea informației către public, pacientele, clientele, sau cum să le spunem corect, cred că și așa și așa e corect în chirurgia estetică, au crescut ca și calitate, au crescut ca și înțelegerea acestor fenomene, datorită și emisiunii ca aceasta, în care noi încercăm să explicăm câteva lucruri, cât putem să explicăm ce eu nu știu încă perfect într-o viață de chirurg. Deci, chirurgia estetică poate să te ducă într-o zonă la consultație care îți va fi benefică sau nu. Deci, în momentul când ai venit cu pretenția sau cu dorința, începe consultația de specialitate, când eu am un sfat. Așa. Da, care îl ascultă, care te lasă, pentru că nefiind bolnav, discuția nu e ca la medic-pacient. Exact. E o discuție cam de pe picior de egalitate, așa, păi eu spun, eu doresc, tu faci ce zic tu eu. Tu trebuie să faci așa. Da, și atunci ideea este să transmitem faptul că în chirurgia estetică nu se fac minuni, deși de multe ori rezultatele sunt minunate. Uh-huh. Și o spun cu mare răspundere. Majoritatea operațiilor de chirurgie estetică făcută cu indicație corectă, și eventual o să explicăm ce înseamnă indicație corectă, sunt operații de succes care nu te mutilează, nu-ți fac rău, cum sunt prezentate de multe ori în media. Sunt și rezultate, bineînțeles, care nu ne le dorim, există limite. Uh-huh. Și aceste limite trebuie discutate începând unde? La consultații. Deci consultația este primul pas și este foarte important, pentru că până la urmă aici se cunosc cei doi, da, eu pacientul... Eu spun că succesul operației este deci la consultație, nu sala de operație. Exact. Cred că este foarte important aici, pentru că aici vă cunoașteți pacient medic, se cunosc și până la urmă ajungem, cred că așa este firesc, ca pacientul sau clientul să meargă pe mâna medicului, pe indicațiile, pe sfaturile până la urmă ale medicului, chiar dacă, unde vreau să ajung, da, chiar dacă pacienta respectivă, sunt convinsă că știți deja, vine cu poza, cu desenul, a visat de 3 nopți că are sânii cu pa D și așa mai departe și dacă i-a apărut în vis de 3 ori, înseamnă că așa trebuie să-și facă. Așa am gândit și eu de-a lungul timpului. De când fac această profesie de chirurgie estetică, eu am evoluat. Sper că în bine. Eu, ca și chirurg estetician, m-am schimbat. Și din punct de vedere tehnic, evoluțiile care au apărut, înțelegerea operațiilor la alt nivel, dar m-am schimbat în relația cu pacientele, care nu totdeauna este grozavă, să știți, la consultație, marea majoritate avem împreună ceva,
Sunt și paciente aproape că ne despărțim certați. Nu neapărat că ne certăm, dar nu ajungem pe aceeași lungime de unde și pacienta te judecă și, dă și, și este da, un lucru care da. Eu îl înțeleg și, și este bun pentru rezultatul final. Știți, câteodată când nu te înțelegi bine cu chirurgul, mai ales în chirurgia estetică, e bine să nu faci echipă cu el și nici el cu tine, pentru că și dacă va fi rezultatul bun undeva, tot va fi ceva. Și atunci, în cadrul acestor explicații, v-am spus, eu m-am schimbat. Astăzi, da, așa este. Pacienta trebuie să asculte de chirurgul estetician. Dar, dacă tu rezultatul care îl prognostighezi, ea declară că nu o să o facă fericită. Atunci, unde este dreptatea? Dreptatea este... Aici este arta chirurgiei estetice. Da. Este tu să spui la bătaie tot ce ai învățat tu în anii ăștia, miile de operații pe care le-ai făcut în tot felul de cazuri, chirurgie primară, chirurgie secundară, că estetica o faci prima dată, apoi mai sunt și a doua și a treia oară, mai sunt probleme, și înveți. Capeți experiență, pentru că chirurgia estetică nu se învață la școală. Chirurgia estetică se învață în sala de operații, practicând-o, citind tot timpul ce apare, mergând la congrese, văzând ce fac alții, pățind-o pe pielea ta, asta e, așa se învață așa meseria se învață, asta și trebuie să tragi concluzii statistice. Astăzi eu ascult foarte mult pacienta, dar întâi o rog să mă asculte ea pe mine, adică să stabilim limbajul comun. Noi doi nu putem vorbi despre chirurgia estetică, cum se produce și, și în momentul când eu vă spun, pur și simplu vă afirm că trebuie făcut așa, dumneavoastră de ce m-ați crede? Pentru că este un, și un contract financiar, nu? Noi vândem niște servicii, dumneavoastră sunteți ca și clientă. Și atunci de ce m-ați crede dacă eu vă spun că trebuie făcut nu știu cum? Și, și cum să putem stârni încrederea? Prin explicații logice, de bun simț și fără termeni medicali. Da. E, asta, e, asta îți ia timp. Da. Îți ia timp și trebuie și o, o comunicare. Trebuie să fie medicul potrivit cu pacientul potrivit. Pentru trebuie că pacientul să fie și el deschis la... Da, dar sunt situații când reușim să facem asta, sunt situații când nu reușim, sunt situații când, dacă nu-mi puneți implant de 400, eu plec. Am plecat. Mai da. Bine o las să plece. Își va face ea implantul în altă parte. Noi îi dorim succes și câteodată poate să aibă succes. Corpul omenesc nu este o matematică pură. Și chirurgul estetician care l-aveți în față nu deține adevărul absolut. El deține adevărul lui, al meu, în statistica mea, care poate să fie un pic diferită de adevărul altui chirurg plastic. Da, credeți că se poate schimba atitudinea asta a pacientului, clientului? S-a și schimbat. S-a mai schimbat? În bine. În bine. Da. S-a schimbat în bine. Pentru că am vorbit mai mult despre asta? Pentru că am vorbit mai mult despre asta, pentru că noi, eu m-am schimbat în bine. Când m-am apucat de această profesie și mai ales că, pentru că e cea mai cunoscută și într-adevăr cea mai frecventă operația la sân, estetica la sân, exact. Cu implant, lifting și așa mai departe, atunci când m-am apucat de ea, gândeam exact cum gândesc majoritatea pacientelor. Da. Deci, domnul doctor, vreau să-mi puneți mai mare. Desigur. Ca să fie mai plin sus. Da. Desigur, nicio problemă. E, făcând aceste lucruri și venind feedback-ul, ușor, ușor, astăzi, din punctul meu de vedere, alegerea potrivită a unui implant mamar este o adevărată știință și artă. Nici într-un caz cât vrei. Da. Și apoi proba timpului. În medicină, probabil că și în alte meserii, dar în medicină singurul lucru adevărat și care este bun sau nu bun este acel lucru dovedit de trecerea timpului. Vreau cel mai bun implant din lume, domnule doctor. Oh. Ok. Și aici vă dați seama în ce zonă intrăm, câte oferte sunt, câte firme apar, câte firme dispar, câte firme se închid. Așa e, așa ca la mașini. Ca la mașini. Care e cel mai bun? Păi și eu îi spun, cel mai bun este cel pe care eu l-am folosit de-a lungul anilor cel mai mult, pentru că am văzut cele mai puține probleme de la el. Eu, nu altul. Avem și statistica specialității, avem și studii medicale oficiale, dar pe acelea nu le citește nimeni. Ce citim? Info, da. Google, exact. Între noi, un subiect care vinde, click-ul care pamflet și da, așa, ăla reținem și de aici ne ducem în, ca viitor pacient de chirurgie estetică într-o zonă de păreri. Da, e adevărat. Zona aia de păreri, când intrați într-un cabinet de chirurgie estetică, e un sfat, e o părere, nu trebuie să fiți de acord cu mine. Lăsați-le la ușă. Ascultați ce are spune de medicul respectiv, treceți prin filtrul personal și decideți. V-a plăcut, sunteți de acord, nu sunteți de acord, îl alegeți, nu îl alegeți. Cel mai ușor mod cu putință. Așa este, dar e bine să-ți lași ideile la ușă, pentru că în consultațiile de chirurgie estetică, toate aceste idei din media
Domnul, hai să spunem numai de imediat. Idei firești, pentru că este o chirurgie vizuală, nu? Tu te uiți și tu în oglindă și spui, păi dacă ăsta e mai mic, aici îmi pui mai mare, dacă ăsta e mai mare, aici îmi pui mai mic și gata, se egalizează, dar nu e așa. Da, da, da. Deci este normal să ai niște păreri. E, sfatul meu este să ascult și dacă reușești împreună cu medicul care ți-l are și cu chirurgul care ți-l are, să devii o echipă, să fii de aceeași parte a fileului. Eu afirm după atâta ani de zile în care asta fac, chirurgia estetică mai ales a sânului, dar fac și alte chirurgie estetică, dar asta e de bază, pentru că asta se cere, afirm că este o operație de succes dacă este făcută cu indicație corectă. Are niște riscuri, are niște limite, se discută, îi se povestesc pacientului, nu îi se spune nimic numai de roz, asta iar este părerea mea. Pacientul vrea să audă numai de bine când vine. E bine să audă ce se poate întâmpla, dar nici să-l sperii mai mult decât este cazul, cum se întâmplă în anumite perioade, că e fluctuant. Acum apar știri că cererea e chirurgia, mâine din nou. Ce bună este. Dar este, chirurgia estetică va dăinui cât va dăinui eternul. E manipularea eternul. În masă, evidentă. Dar vi se pare că față de acum 10 ani, să zicem, când discuțiile despre o intervenție chirurgicală, fie că este mamară, fie că este la nivelul feței, de orice fel, nu vi se pare că acum e un pic mai ușoară, discuția se face un pic mai confortabil față de acum 10 ani. Mi se pare că am avut informație de-a lungul timpului, am avut acces, da, la clinici de acest gen și au început femeile să discute puțin mai ușor, puțin. Nu știu dacă zic bine, feedback-ul e la dumneavoastră. Să mai recunoască mare. Mai mult că își fac? Să recunoască și să vorbească despre faptul că și-ar dori să facă. Cred că și asta e important. Sincer să vă dau un răspuns așa statistic, dacă s-a întâmplat o modificare în ultimii 10 ani, ar fi dificil. Sentimentul meu în fiecare zi în care mă duc în cabinet și consult și operez este următorul. Eu am devenit chirurg mai bun pe măsură ce a trecut timpul, nu că m-am deșteptat sau am făcut nu știu lucruri, ci pur și simplu repetându-le, fiind atent, uitându-mă în urmă la ce rezultate am obținut, cu ajutorul specialității în general, cursuri de specialitate, congrese și mai departe, eu am devenit mai bun, ceea ce înseamnă că am devenit și mai precaut un pic. Deci, față de acum 10 ani, să spunem, eu personal în relațiile cu pacientele sunt mai precaut și mă lupt mai mult eu să le explic și să le ofer informații decât câteodată îmi sunt cerute. Din acest punct de vedere, consultația s-a îngreuiat un pic. Pacientele, că ele sunt majoritatea femeile, dar sunt și pacienții. Da. Pacientele, au apărut mult mai multe paciente care probabil și în urma acestor emisiuni sau a popularizării în general a acestei științe, domnule doctor, am venit să fac ce îmi spuneți dumneavoastră. Vreau o schimbare, vreau nu știu ce îmi place, dar vă ascult ce îmi spuneți dumneavoastră. Și eu în momentul ăla zic, ce consultație liniștită și frumoasă o să am. Nu e chiar nu așa, e. Pentru că la sfârșitul consultației, după ce m-a ascultat, mi-a dat dreptate, a înțeles totul, numai atât îmi puneți, e prea mic. Deci degeaba am vorbit, dorința bate rațiunea. Da. Deci în chirurgia estetică, înainte de a te opera, dorința bate rațiunea de cele mai multe ori. Și de-aia am spus că astăzi ascult, apoi bun, ok, vă ascult, ce v-ați dori? Și de multe ori ce își dorește ea și mie, îmi dau seama că și eu în locul ei tot așa aș gândi, tot asta mi-aș dori. Dar anatomia nu ne ajută. Da. Iar dacă facem ce spune, statistica și experiența din spate mi-arată că nu va fi bine. Și atunci e o luptă. Lupta asta parcă s-a mai ușurat, în sensul că undeva pacientura de chirurgie estetică a început să pătrundă esențialul, să înțeleagă esențialul. Noi nu suntem sculptori, noi nu putem, nu avem material și dacă avem talent, din orice corp facem ce vrea clientul. Da. Din orice corp putem să punem indicația, ce anume ce trebuie să facem ca rezultatul să fie superior la ce are. Asta, și asta e un fenomen de înțelegere și aici a crescut fenomenul de înțelegere și cu ajutorul dumneavoastră. Asta e bine, asta înseamnă că evoluăm până la urmă. Absolut. în direcția asta. Absolut. Și asta este foarte bine. Înțelegem pentru că înțelegem mult mai bine ce se întâmplă și noi și pacienții. E foarte importantă toată informația asta până la urmă pentru generația tânără. Pentru că din câte știu și am auzit și am mai citit, sunt foarte multe tinere care își doresc să-și facă astfel de schimbări. Cred că am putea împărți și pacientele pe categorii. Exact. Paciente care nu vor să se știe. Da. Și sunt majoritatea și astăzi. Că în momentul când aud sau mai am întâlniri sau pur și simplu întâlniri așa colocviale. Băi, uite ce s-a întâmplat, uite ce nu știu ce. Măi, ăla e subiect.
Dar pe celelalte 1000 din spate care sunt fericite, bine și nu le doare nimic și se simt bine, acelea le vedeți, marea masă? Nu. Nu. Aia este statistică și ăla este adevărul într-un domeniu. Nu subiectele picante. Da. Așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt paciente care, dacă nu se vede că și-au făcut, nu sunt happy. Este vorba de imaginea de sine a fiecăruia dintre noi. Și eu am ajuns la înțelepciunea, care n-am avut-o tot timpul, recunosc cinstit și poate mai supăram câte o pacientă, dar mă încerc astăzi să gândesc așa, nu judec pe nimeni. Dacă înainte și eu aveam aceste, eu care o făceam și aveam judecăți, băi, dar ce vrei să se vadă așa, dar de ce vrei tu buzele atât nu știu de mare, cum, sau de ce vrei tu nasul atât de mic sau nu știu ce, astăzi gândesc așa, pot să îndeplinesc dorința pacientei în limitele, așa ce știu eu că poate chirurgia fără să îi ofer riscuri majore, aproape sigure? Riscuri sunt și când scoți o unghiuță. Da. Deci riscuri există în orice operație, dar sunt riscurile statistice general acceptate. Dacă ne încadrăm în aceste riscuri general acceptate și eu pot să îndeplinesc dorința, eu nu mai judec. Okay. Pe când înainte poate că judecam. Da, sunt situații de exemplu cu care eu nu sunt de acord, dar le operez. Sunt paciente care au sânii căzuți și nu acceptă liftingul. Ok. Că rămân cicatrici exterioare, domnul doctor, că să-mi faceți operația cutare. Doamnă, înțelegi că dacă îți fac operația numai de implant, rezultatul ca formă va fi urât? Majoritatea nu înțeleg. Nu, că vrem să fie frumos, dar... Deci, zice, îi explicăm, nu se poate. Cine înțelege bine? Bun. Dar sunt și pacienți, am avut, de obicei, femei care au trecut prin maternitate, prin înțelepte cu timpul. Domnul doctor, eu decât vreau să am un pic de piept, vreau să am volum, vreau ca să-mi stea haina, eu am trecut de anumite faze. Haina, știți, exact. Nu contează dacă mai atârnă un pic sau nu are o formă chiar perfectă, dar decât să-mi fac... Doamne, dacă înțelegi aceste lucruri și accepti și eu spun cinstit că forma nu o să fie perfectă, da, domnule, și eu accept să-ți fac o operație, să spunem, care nu va fi tocmai perfectă. Perfect. Dar asta e o chestiune de gentleman agreement, de înțelegere și respect reciproc și de, de a-ți asculta omul și dorințele lui. Hei, asta se vine cu timpul. A, da. Și numai cu anumite paciente merge să faci asta. Cred pentru că altfel... cu cele trecute de o anumită vârstă. Nu neapărat. Cele nu care neapărat. Au o anumită viziune și o înțelepciune a vieții și înțeleg că există limite. Limite. Și corect. Atunci, în chirurgia estetică, la fel ca în orice chirurgie, principiul funcționează. A face omului cât mai mult bine și cât mai puțin rău. Numai că ne-ai făcut o incizie acolo să faci un... E făcut un rău, nu? Da. Deci, binele trebuie să fie mult mai mare ca răul, ca să poți să beneficiezi și să fii happy, așa cum am început discuția, de chirurgia estetică. De chirurgie. Și totuși. Da. Și generația totuși. Tânără. Generația tânără. Pentru că e foarte expusă la toată informația da, asta este. Și la dorințele astea. Cum facem? Intră o pacientă tânără de 20 și un pic da. De ani, care vrea, poate nu neapărat la sâni, că mă gândesc da. Că sânii la 20 și ceva de ani sunt frumoși. Sau nu sunt. Sau nu sunt. Da. Da. Cum facem? Pentru că e un... Cred că e o sensibilitate mai mare. Eu îi spun pacientei părerea mare. Mea. Părerea mea sinceră este că nu trebuie sau trebuie sau nu trebuie și explic de ce nu trebuie să faci. Pentru că așa, așa, așa. Apoi o continuă. Dar eu doresc. Bun, eu mă uit apoi, eu nu mai judec și spun. Da, ce dorești tu? Am șanse să ți se întâmple sau nu am șanse să se întâmple și explic de ce. Și dacă și în acel moment dorești, trebuie să discutăm la nivel de business. Nu te fac eu? Nu, da. Aia are cine. Da. Ideea mea este să-i spui pacientei adevărul. Problema este că adevărul să mai poată să-l și accepte. Și câteodată mai superi omul când îi spui adevărul, trebuie să-l găsești o modalitate să-i spui mai plăcut, câteodată suntem și noi oameni. Și eu sunt om ca și dumneavoastră. Da, câteodată am și eu răbdarea și mea, limita. Am 100 la care pe telefon, 10 la ușe, toată lumea și așa mai departe. Suntem și noi, operăm, intrăm în sală într-o zi și așa. Și mai sunt și momente când îi spui, mai nu se poate sau nu mai stai să îi explici de 10 ori, deși tu i-ai explicat cum trebuie. Și atunci la aceste paciente, cum le spuneți dumneavoastră, tinere, deși sunt toate peste 18 ani, să ne fie clar, avem și cazuri Absolut. Rarisime, dar atunci e mai mult vorba de malformații congenitale, lipsa unui sân și așa mai departe, cu acordul părinților da. Și da, se mai pot face. Care sunt dar ce sunt majore și cer estetică, eu le spun, merită sau nu merită. Sunt paciente tinere unde când le consulți, pentru asta s-a născut de fapt chirurgia estetică. Știți, chirurgia estetică când a apărut numai cum o vede lumea, mofturi. Nu, gândiți-vă că este o fată tânără și dați un exemplu. N-are sâni deloc. Atunci, chirurgia estetică deja e o chestiune care tratează o problemă, nu mai este un moft. Chiar cred în acest lucru. Pacientele tinere,
Cât ascultă dintre ele? Au început să asculte și ele, ascultă, dar mai puțin. Mai puțin, pentru că se lasă duse de val, se lasă duse de promovările noastre, da, ale acestui business, da, se lasă duse în toate direcțiile acelea. Adică ele încă sunt în zona în care vor neapărat să se întâmple și în momentul când ea visează să-i pui în plan de 400 și spui că nu merge mai mult de 200, începe să plângă. Of. Sau se supără, sau se duce până găsește răspunsul în cabinet care îi trebuie și apoi după ce obține ce nu-i bine, e too late. Acolo e o problemă, într-adevăr. E o problemă filozofică. Pentru că apar după aceea, exact cum povesteam înainte, la început, apar problemele, pentru că nu sunt făcute corect. Nu operația sunt e făcută corect, indicația nu-i bună. Indicația. Tehnic, doctorul operează perfect. El nu. Dar sunt convinsă că aveți și paciente care vin la retuș, da, nu știu cum se numește. Asta este o nouă subspecialitate care se naște de zi de zi și devine extrem de interesantă. Exact, pentru că sunt făcute haideți să stabilim fel. Și asta. Nu, nu este așa. Nu. Adevărul este următor. Adevărul meu. Da. Un rezultat în chirurgia estetică evoluează în timp, într-un mod necunoscut, cel mult prognozabil statistic. Dar cum se modifică implantul în 20 de ani, vă spun eu, nu se modifică. Cum se modifică corpul femeii în 20 de ani este necunoscut. Deci, un rezultat care astăzi este superb și peste 10-15 ani sau mai devreme, nu mai este la fel de atrăgător, de cele mai multe ori este rezultatul modificării anatomiei vii. Nu al unei operații executate eronat. Ori ca la tablouri, ca la filme, când te uiți în chirurgia, când vezi, tu nu ești chirurg, tu nu știi, tu de cât te uiți, vezi că îți place sau nu. În momentul când nu ți-a plăcut, ăla te-a operat prost. Da, ceea ce da. Nu vreau să o las așa, pentru că nu este așa. Dar sunt și situații, într-adevăr, când datorită presiunilor de natura a care am încercat să o transmitem, de lipsă de experiență, că se mai întâmplă și asta, nu toți trebuie să căpătăm la un dat experiență, apar și niște rezultate care nu sunt nepotrivite. Acelea sunt supuse unui proces de învățare astăzi și de câțiva ani în urmă de către noi chirurgii, pentru că este firesc. E ca o piață. Au fost zeci de milioane de femei operate de diferite operații. Acum vine și retușul, vine și trecerea timpului, vine și îmbătrânirea unui implant, vine și o sarcină, două, trei, slăbiri, îngrășări, variații și toate aceste lucruri te pun pe tine ca chirurg plastician în fața unui nou pacient. Chiar dacă a fost pacienta ta acum 10 ani și tu ești același om, e același om, tu ești alt chirurg cu altă evoluție în înțelegerea fenomenului și cu o pacientă care o cheamă la fel, dar ce este acolo este total diferit. Și în plus față de când ai terminat tu operația acum 10 ani. Exact. Și chestia asta este chirurgia de revizie la sân și în alte domenii și reprezintă, după părerea mea umilă, o altă subspecialitate. Adică când în momentul când ți-a venit pentru prima dată să operezi așa ceva, nu prea ai cărți în care să citești, nu prea sunt publicate informații concrete, fiecare începe să le descopere. Și ușor, ușor se naște un algoritm, că de fapt asta înseamnă știința chirurgicală. Să creezi un algoritm. Ai problema cutare, se rezolvă cu algoritmul cutare. Ai apendicită, se rezolvă cu algoritmul cutare. E, la noi în chirurgia estetică, algoritmii ăștia nu funcționează la fel. Nu sunt deloc la fel, nu. Chiar deloc, adică poți să folosești același implant, același chirurg și să ai o mie de rezultate diferite. Corect. Da. Aș vrea să ne lămuriți acum și în privința unor mituri, să le spunem așa. Tot timpul sunt discutate aceste aspecte. Un implant mamar dăunează alăptării? Un implant mamar nu dăunează alăptării. Așa. Pentru un că... implant mamar poate dăuna alăptării. Așa. Există mai multe tipuri de abort, cum spunem noi. Pe unde introducem implantul? Asta. Păi, basic, trebuie să înțeleagă toată lumea. Un implant mamar, executat prin spațiul lui Cassinia, cum spunem noi, în fine, prin șanțul inframamar, nici mâinile chirurgului, nici implantul nu ating pur și simplu sânul femei. Cu sânul cu care a venit, cu acel sân pleacă acasă numai că e mai întins. Asta e operația, de fapt, de implant mamar. Și plus proba timpului. Eu am paciente care au făcut gemeni, tripleți, sau mai mulți copii, după ce eu le-am pus implantul mamare. Și au arătat pe toți. Deci nu e nicio problemă. Deci din punctul meu de vedere și din informațiile care le-am și din pacientura care am văzut-o, implantul mamar nu afectează alăptarea. Poate afecta alăptarea în urma unor procedee de abord asociate sau alte afecțiuni. Prin introducerea prin areolă, dacă se face tehnica transglandulară, adică secționezi pur și simplu glanda pe din două ca să nu ieși spatele ei. Normal că secționezi și o parte din canalele galactofore și este posibil, nu 100%, dar e posibil să-i afecteze alăptarea într-un grad sau altul. Iar eu mai am o glumă la întrebarea asta. Așa.
Dumneavoastră, pacienta mă întreabă, pot să alăptez dacă îmi faceți operație de implant mamar? Și eu întreb, dumneavoastră știți că puteți să alăptați dacă nu vă faceți operație de implant mamar? Pentru că sunt femei care nu pot alăpta pur și simplu. Pur și simplu, corect. E, aici, da? Deci, cum? Dar din punct de vedere strict anatomic, o operație de implant mamar executată corect nu îți afectează alăptarea. Bun. Bun, mai am una. Mai spuneți. La ce perioadă de timp trebuie să merg la consultație după o intervenție de implant mamar? Cum credeți că apar răspunsurile la aceste întrebări? Avem niște cărți unde ne uităm la cât timp trebuie să vină și noi să-i spunem pacientului. Exact, pacient. Asta, deci, tocmai asta este. Știința asta a chirurgiei estetice, uite, la sân, este o știință care este tânără, a început să se maturizeze și este în continuă evoluție și formare. Prin generațiile care vor veni, care vor primi informațiile de la noi, prin mai puținele și mai necunoscutele informații care le-am primit noi de la generații anterioare. De ce? Pentru că a început să se dezvolte. Uh-huh. Acum este un... E un trend, e un val, business. Este, sigur. Nu e un trend, părerea mea că așa va rămâne. Așa va rămâne. Pentru că eternul feminin va rămâne toată viața. Sau se va cât dezvolta și mai mult. Cât timp poți să-i faci ceva, veți dori. În general veți dori și este firesc să fie. Pentru că în momentul când acest simbol nu este în regulă, multe lucruri nu sunt în regulă și atunci este normal ca să se dezvolte și să crească, indiferent de ce se spune de rău sau de bine despre acest subiect. Da. Așa, deci în momentul în care privim această operație, da, trebuie să ne gândim la ea cum evoluează în timp, ca și cum nu cunoaștem. Și trebuie să-i spunem pacientului, noi operăm acum, noi trebuie să obținem rezultatul bun și uite așa se face. Iar apoi, în timp, dacă simte că are nevoie de o control, reconfirmare de un că control, este bine, de cum a spus dumneavoastră, la cât timp trebuie să vină la control, este binevenită oricând. Cred că e mai mult pentru confortul în principiu, ei psihic. Tot așa, din practică, da, util este ca în momentul când îți alegi un chirurg plastician și ți-ai făcut o operație estetică, să păstrezi legătura în principal cu acel chirurg. Există și acest fenomen de a pierderea încrederii, cum nu ți-a plăcut, imediat te mai duci, mai întrebi pe altul. Am văzut și acest gen de... Și este normal, e firesc, e dreptul dumnealor. Ideea este că că în momentul în care ți-ai făcut o operație de acest fel, care are și ea necunoscutele ei și ne le tot învățăm și tot apare informații de-a lungul timpului, să te controlezi în mod regulat, dar imediat când tu simți că ai o părere, primul lucru trebuie să te duci la chirurgul plastician. Că ai o problemă sau simți tu că... La chirurgul plastician. Ce se întâmplă în practică? Cum ne doare ceva, fără să facem ecografie. De la sine putere. Găsim un ecograf pe stradă, intrăm, bună ziua, 100 de lei, cât o fi, nu știu, și facem o ecografie. Și informațiile care le dă această investigație sunt foarte utile, dar în mâinile medicului. Nu în mâinile pacientului care își imaginează că e ca la televizor, a văzut ăla acolo că nu știu ce și, auleu, e strâmb un pic implantul, de ce spart? Oh. Că, păi cam asta se întâmplă. Da. Implantul de obicei este un pic mai ondulat în interior și e normal să fie așa cine înțelege fenomenul. Sau nu neapărat că înseamnă că e spart. Și da, controlele se fac regulate. Eu, de exemplu, la toate operațiile care le fac, le ofer controle regulate conform principiilor cicatrizării. Inflamația acută, inflamația cronică, remodelarea și așa mai departe. Vinul la 3 luni, vinul la 6 luni, vinul la 9 luni, deci, un an la jumate și 2 ani, în prețul operației, adică măcar numai să vină la să control. Nu, da. Deci au achitat, facem un pachet, 2 ani de zile ești sub controlul și informarea mea, vină oricând ai probleme, oricând crezi că ai probleme. Deci chirurgia estetică este foarte implicată emoțional. Da, cred când că ești bolnav, după ce nu te mai doare, nu te mai duci la doctor, poți să te cheame la chirurgie estetică tot timpul, bacă domn doctor aici, bacă sânul, bacă nasul, bacă un picure. Dom'le, vină, domnule, să vorbim, să-ți mai explicăm o dată despre ce e vorba. Poate, într-adevăr, chiar este o problemă și atunci să o vedem din timp și să o rezolvăm. Nu ascunde exact, nimeni fază că mai pot să fie exact evoluții nedorite, chiar și în cadrul unor operații extrem de perfect efectuate. Și asta înseamnă să păstrezi legătura, asta înseamnă să faci chirurgie responsabilă, să-i dai omului confortul psihic necesar, să simtă nu că a venit la operație neapărat, i-a luat banul și la revedere, și da, nu-ți da, mai da, pasă. Da, corect, corect. Și lucruri de genul acesta. Asta e chirurgia și ori asta implică foarte mult efort emoțional și din partea chirurgului și a echipei lui și a pacientei să vrea să fie tratat așa. Întrebarea cea mai dură, cred, are cancerul legătură cu operația de implant mamar? Stimată doamnă, asta este întrebarea care am auzit-o când am deschis eu ochii în specialitatea asta. Se va discuta despre ea și nu se va sfârși niciodată.
așa cum v-am spus, de-a lungul anilor a apărut o evoluție a răspunsului la această întrebare, au apărut informații noi care ar trebui să le privim pozitiv, nu negativ, care într-adevăr reprezintă un subiect delicat în aceste operații la cerere, că lumea știe că te îmbolnăvești, că se face cancer și așa mai departe. Dacă am timp și vă explic în 5 minute cum a fost evoluția și după părerea mea, cum a apărut această întrebare? Da, cum nu? A apărut? De ce? Că de, se unde punea, de unde a apărut? Că se va... Dom'le, s-a făcut vreo femeie cancer mamar în urma unui implant mamar ca să se pună această întrebare? Păi trebuie să ne întoarcem un pic în istorie. Prin 1967 au apărut primele tentative ale științei chirurgicale moderne, pentru că cu tot felul de nebuneli s-au făcut și în istoria îndelungată. Deci, din 1967 s-au încercat tot felul de tehnici cu țesut autolog al nostru, grăsimea care și acum iar are mode cu grăsimea în sân. Vă așa, știți? Da, dar am auzit. Când m-am apucat de meseria asta și eram tânăr rezident, atunci era iar în vogă să facem implantul, să mărim sânii cu grăsimea. Proprie, după da. Aia a căzut că s-au văzut niște chestii, acum s-a crescut cu nu știu ce. În fine, e altă poveste, dar evoluția istorică ne arată așa, că în 1967 s-a făcut primul implant mamar. Nu vreți să știți cum era implantul ăla mamar, din ce materiale și cât știa doctorul ăla care a făcut-o despre subiectul ăsta? Nimic. El era un chirurg foarte bun, foarte experimentat, dar singurul lucru adevărat, repetăm, care ne aduce informație corectă, este trecerea timpului. Atunci nu se știa despre treaba asta. A apărut, după ce au făcut nu știu ce fel de implant, a apărut siliconul. Așa. Siliconul care a revoluționat, nu e chirurgia estetică, ne-a revoluționat tuturor viața, tot ce avem acum în mână, tot silicon este peste tot. Ce se știa despre silicon în medicină? Nimic! Ce părea logic? Să iei o seringă cu silicon, să injectezi acolo, ia ce frumos se face sânul. Ce reacții dădeau și așa mai departe, dar nu era cancer, dar lumea nu știa. Sau poate că siliconul acela industrial, că a fost un scandal și cu implanturi, a determinat o reacție chimică, nu știu ce, dar n-are nicio legătură cu operația de implant mamar. Mamar. Nu? N-are legătură. Din aceste istorii, din aceste încercări, ușor, ușor au început să apară, pentru că există cerere, nu? Când apare un lucru? Când există cerere, există cerere, adică dumneavoastră femeile venind și cerând din ce în ce mai mult, meseria aceasta sau profesia asta se transformă în business. S-a dezvoltat, până a ajuns un business. Un business cu exact. Firme mari care produc, corect. Vând, fac, chirurgi, clinici. Am auzit că prin Mexic e... Vă dați seama, deci este un business. De ce există, că e bun, că e rău, că eu sunt implicat în el sau alții nu, sau... Asta este altceva, dar el există, clar, și există. Și atunci, măcar dacă există, să încercăm să-l facem cât mai corect și mai bine. Pentru faptul că se spune că nu e bine. Dom'le, există cerere, deci undeva e ceva cu el. Exact. Și atunci, în momentul acela, au început să apară tot felul de idei că implantul mamar determină cancer și studiile studiile au arătat că, de fapt, nu determină cancer. Adică, voiam să spun. În momentul în care ai un implant mamar și persoana respectivă poate să facă, hai să nu mai folosim, să zicem, neoplasma al sânului, da? Că e mai dur cuvântul celălalt. Neoplasma la sânului poate să-l facă. Da. De unde știi tu că nu l-a făcut, că l-a făcut? Și sunt acum niște studii genetice care... Și s-a suprapus, poate, da, cu... Și deci, după ce a fost UFA, a devenit informația acceptată de toată lumea, acum că implantul mamar nu determină cancer al glandei mamare și este în continuare deci acceptată. E nu e clar. Ok. Nu e clar. Nu e ca clar. Să spunem adevărul până la sfârșit. Vă rog. Ok, că mi-ați zis o întrebare dură și răspunsul trebuie să fie corect. Pe măsură. E delicat, dar haideți să-l spunem. Cert este că, după o perioadă de liniște, au apărut, de-a lungul timpului, diferite tipuri de implanturi mamare, care ce încercau să facă? Încercau să rezolve problemele estetice care le aduceau implanturile mamare, fiind corp străin, cu o contractură capsulară, o rotație, o așa... Și sistemul acesta a încercat să dezvolte cu ajutorul medicilor, cu ajutorul biochimiștilor, cu ajutorul inginerilor, tot să dezvolte, domne, cel mai bun implant, nu care se caută și asta, când intrați în cabinet, ce ne întrebați, care este cel mai bun implant? Să dezvolte acel implant care să rezolve problemele care au început să apară folosindu-se la scară înaltă. Largă. Da? Că așa că nu-i place rezultatul, au început să dezvolte implanturile anatomice,
Că ele nu au apărut de la început, au fost implanturi rotunde. De ce? Așa și așa mai departe. Să se dezvolte diverse suprafețe ale implantelor siliconice. Da, silicon, dar de care? Macro, micro, cu așa... Și asta contează, are și păi, el... E, contează. Am aflat că contează cum? Prin proba timpului, stimată doamnă, că n-aveam de unde să știm când le foloseam. Când așa cum sunt implanturi destul de noi, care așteaptă proba timpului și care spun niște lucruri interesante acolo. Adevărul adevărat o să-l vedem când punem mult și vedem ce se întâmplă în timp. Este adevărat că asta e, nu, am vrea să știm de la început, dar nu putem afla. Și atunci s-a observat într-un număr care statistic este insignifiant, dar el există, că s-au descoperit câteva cazuri în lume, sute de cazuri, care exista posibilitatea să facă un limfom, deci un fel de neoplază, dar nu tumoră, un limfom în care este în capsula cicatricială care se formează în jurul implantului, număr de vreo 500 și ceva de cazuri la nivel mondial din 97. Deci vă dați seama, sunt deja 20, infim. Dar ele există. Eu, având de experiență bogată cu chirurgia secundară, ca de fapt toată lumea începe să aibă o experiență din ce în ce, că se vin la revizii, practică, am întâlnit și eu vreo câteva zeci de cazuri cu suspiciune de așa ceva. Da, în România. Adică fac un serum, un lichid în jurul implantului și așa mai departe. Le-am tratat și chirurgical și cu investigațiile postoperatorii și puncție și tot ca la carte. Nu am reușit să identific nici într-un caz. Femeile sunt foarte bine rezolvate estetic, tot care au avut așa ceva. Deci, eu personal, din activitatea mea personală, din ce văd că se publică, da, spun, domnule, există o suspiciune că anumite tipuri de implanturi pot crea acest limfom, se numește BILCL, în engleză, Breast Implant Associated, așa, anaplastic large cell limfoma, și cell limfoma. Și informăm, conform Asociației Chirurgilor Plastice din România, conform FDA-ului, Food and Drug Administration, informăm acest lucru la consultație, cel puțin eu informez, nu mi-e teamă, nu este o chestiune care să o mai discutăm atât, acele implanturi care s-au luat în considerare s-au și retras de pe piață, femeile sunt bine, proba timpului arată că zeci de milioane operate și trăiesc toate și sunt bine. E bine că am lămurit. Am răspuns și la această întrebare care, și mă bucur că ați adresat-o ca să o lămurim odată. Bineînțeles. Mai am una. Vă rog. Mai am una. Să nu râdeți. Nu râd. Să nu râdeți. Așa. Pocnesc implanturile mamare în avion? Cam auzit-o și pe asta. Nu aruncați cu nimic. Nu, că nu mă deranjează, nu știu cum să vă răspund. Ca să fie și un răspuns credibil și să fie și folositor. Bun, nu le-am numărat exact, nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu vreau să fie nici laudă, nu vreau să fie nimic. Am peste 20 de stewardeze care le-am operat. Bun! Și mi s-a întâmplat și am poze, deci poți să dovedesc gluma asta. Mi s-a întâmplat să merg într-un avion, nu chiar de linie, dar un avion. Și unde erau câteva tate acolo care, domnul doctor, ce faci? Am făcut poze cu ele, ne-am întâlnit. Deci, atât timp cât niște profesioniste, că nu au meserie ușoară, care zboară zilnic, zeci și zeci de mii de kilometri și au implanturi puse cu mâna mea și nu pățesc nimic, nu pocnesc. Deci nu pocnesc, să ne înțelegem. Dar haideți să vă spun de unde provine acest mit. De unde? Faptul că chirurgia estetică este privită de multe fete, cum că între alte lucruri... Da... că mă duc un pic să fac un shopping, că mă duc să fac nu știu ce, să am o nuntă diseară, mă duc să-mi pun și niște silicoane. Asta adică, e o activitate, da, e un hobby. În momentul când sunteți, Doamne ferește, cu o afecțiune și vă duceți la doctor, da, vă doare apendicita, vă mai gândiți că sâmbătă vă duceți la petrecere? Nu vă gândiți. Ei, când veniți să vă puneți implanturi, vă gândiți că da. Și de aici apar tot felul de lucruri. Adică, chirurgia asta estetică este făcută de acreditați, ca mine. Da. Și în toată lumea asta nu vreau să știu, și dar ce am văzut, eu cred că e făcută în toate felurile și de tot felul. Nu știu dacă e adevărat, dar când văd niște lucruri, eu nu mi le pot explica cum de se întâmplă. Pentru că tu trebuie să-i spui pacientul respectiv, măi, omule, trebuie să stai liniștită. Minim 7 zile, dar chiar 2 săptămâni, că ăsta e procesul de apariție a cicatrizării. Poți să faci un hematom, Doamne ferește. Da. Păi tu când cu dita maiorea și operată dintr-o nu știu de țară și pleci în partea alta a pământului cu avionul și îți pocnește, scurge sânge, faci un hematom, da, de fapt. Doamne, de aici a ieșit ideea că
pocnește implantul. Ea nu era vindecată și nu stătea unde trebuie să stea. Deci iată, stați așa, liniștite, pune deci, să... Asta e părerea mea de motivul apariției acestui mit. Asta e o părere, e o glumă, nu trebuie luat sigur, ca atare. Sigur, a fost un pic să relaxăm așa, în momentul. Da. Am niște întrebări foarte scurte, așa, la obiect. Da. Tehnologie, da sau nu? În chirurgia estetică? Uh-huh. Tehnologia evoluează, lenda evoluează. Da, și dacă stau să mă gândesc în urmă și acum, da. Deci da. Gândiți-vă numai modalitatea în care putem să accesăm buzunarul acela. Păi aveam noi acum 20 ceva de ani fibră optică, retractor, aspiratoare interne, tot felul de aparate cu așa, care facem coagularea, lumini, filmări interioare. Deci sunteți pentru așa ceva? Absolut. Absolut. Da, ușurează absolut. Nu sunt atât de multe câte mi-aș dori să fie în meseria noastră. De exemplu, eu cred că tehnologia evoluează în alte specialități chirurgicale un pic peste chirurgia, să spunem, estetică. În chirurgia plastică e altceva. Acolo au apărut diverse lucruri de susținere a vieții la cei mari traumatizați, tot felul de grefe, tot felul de omografie. În fine, este un progres și acolo. Cum este în ortopedie, de exemplu, dispozitive, mai ai un pic și îți înlocuiești aproape orice articulație. Așa, e, așa. Da? Așa și în chirurgia estetică apar de aparatură, lucruri care ne ajută, dar anatomia nu se schimbă. Aici și aici sunt cam la fel. Corect. Da. Ce nu ați face niciodată? În chirurgia estetică, ce n-aș face niciodată? În general, ieșim un pic din chirurgie. Așa, în general. N-aș promite ce știu că nu pot să fac. Nu aș spune omului ce vrea să audă. Și pe chestia asta cred că mi-am făcut un nume. Nu neapărat bun. Nu spun omului ce vrea să audă. Okay. Încerc să-l fac să spun ce cred eu, pentru că eu sunt cel care voi face, nu el. El doarme. Corect. Eu fac. Și atunci e bine să reușim să gândim la fel. Dar la fel, el să ajungă să gândească ca mine, eu încercând să îndeplinesc dorințele lui până într-o limită. Deci asta nu fac și n-aș face. Să-ți promit ceea ce eu nu știu că va fi sau știu sigur că nu va fi. Da, nu am făcut și nu o voi face, chiar dacă am de pierdut, să zicem. Ce nu ați mâncat niciodată? Eu mănâncam de toate, dar tot ce pot să vă spun este că nu-mi place o mâncare de care nu mai știe nimeni. Se numește mâncarea de gutui. Gutui. Da, o făcea bunica mea când era mică și o uram. Gata, și-a dat... Și dacă... Bine, n-am mai văzut să facă cineva astăzi, n-am mai întâlnit-o pe nicăieri, dar cred că dacă mi-ai oferi, ea spune să rămână nu. Nu, mai bine muriți de foame decât să... Da, nu știu de ce. Probabil că e bună, dar mie mi-a rămas în cap și nu. Aha. Rovegan sau slană cu ceapă? Oh, Doamne. Slană cu ceapă. Absolut, da. Absolut, absolut, da. Absolut. Da, îmi place să mănânc românește. Știu că nu este chiar bine, dar da. Dar da. Ce nu ar trebui să spună un bărbat despre el niciodată? Că e frică? Nu știu. Da. Deși poate că nu e chiar răspunsul cel mai bun. Da. Ce înseamnă succes pentru dumneavoastră? Să fii mulțumit de tine, cu tine însuți, și să ai conștiința că ai făcut cât de bine poți tu un lucru. Excelent. Mulțumesc foarte mult. Am mai avea o grămadă, dar cine știe, poate mai în funcție de întrebările publicului. Dacă mă mai invitați, poate că ne mai vedem într-o altă ediție. Mulțumesc că ați venit și mult succes cu fetele. Să le faceți să fie sănătoase și să fie mulțumite. Mulțumesc. Să rămână.